Bună dimineața! Neața! După cum ați văzut din intro, practic am ajuns în pula cu satelitul. Și luăm micul dejun în locul ăsta minunat care se numește Pula Mare Vista Point. Greșit, se numește Pula Lungomare Vista Point. Scuză-mă! Este și lungo și este și mare și este și Vista Point. Și cam așa avem noi priveliștea în dimineața asta. Este minunat, vremea este absolut senzațională. Și ți-am pregătit aici un sandwichel. Ah, ce drăguț, cu ou, wow, cu tot ce trebuie. Mâncăm și noi sandwichul ăsta aici cu priveliștea asta minunată. În sfârșit am ajuns la mare, pe o vreme decentă. Și apoi o să vă povestim mai multe, începând prin a vă arăta locul în care am dormit azi noapte, care este aproape la fel de mișto ca ăsta în drumul micul dejun. Noi am venit pe acolo, dar o să mergem pe acolo, că văd o scară și vreau să văd ce se întâmplă acolo și mai mergem un pic așa pe lângă mare. Cel mai drăguț loc de mic dejun de până acolo. Exact. În sfârșit putem accesa astfel de locuri. În sfârșit se îndreaptă vremea înspre ceea ce ne place nouă. Încă nu e. La playa. Nu e ce trebuie încă, dar se văd schimbări. Și cred că vedeți deja unde este autorulota noastră. Nu e așa dreaptă, dar n-a fost o problemă asta. A fost liniște, doar marea. Am putut să fac și ouă. Exact. Și aici e autorulota și exact vis-a-vis e priveliștea asta. Nu suntem chiar pe plajă, dar e super, super drăguț aici. Vrem să campăm la apă și pe plajă de mult. Și acum a venit momentul. Dar acum mergem în centru pulii să vă arătăm ce are pula de oferit. Care sunteți mai în vârstă? Poate ați aflat până la vârsta asta? Mă gândesc că ați mai venit în Croația, de asta zic. Care sunteți mai tineri? Nu știu cât de tineri sunteți, că poate nu sunteți gata încă să aflați tot ce are pula de oferit. Dar nu strică să aflați. Ați văzut, e foarte frumos. Mă scuzați. N-ai dezarmat? Nu. Și dacă toți suntem în zona asta mișto, o să începem prin a vă arăta unul din lucrurile pe care le puteți face aici în Pula, și anume plajă. Orașul are ieșire la Marea Adriatică și dacă ați fost vreodată în Grecia, este mai mult sau mai puțin cam aceeași chestie. Apa este foarte mișto, are o culoare foarte mișto, e super cristalină, pietrele astea albe, părerile sunt împărțite cu pietrele versus nisip. Și mie îmi plac mai mult plajele cu pietre. Deci aici e o plajă foarte drăguță într-un golfuleț de ăsta. Sus acolo e un bar. Și cu soarele ăsta mai că ne-am băgat picioare în apă. Și miroase așa, miroase Grecia, miroase vară. Da. Aoleu. Deci asta e una din chestiile pe care le puteți face aici. Pe lângă orașul care e foarte mișto și o să vi-l arătăm imediat. Vara probabil că este genial aici. Da, pe vremea asta cam atât, doar să vedeți și atât. Și dacă tot suntem la capitolul plaje, o să vă arătăm și cea mai populară plajă din Pula, și anume Umbrella Beach. Umbrella cu A. Și în zona asta se află și aquarium, care tot așa e o chestie de făcut. Noi nu o să o facem astăzi. Iar aici este Verudela Art Park, care este foarte mișto și sunt astfel de creații, să le zicem, nu știu. Artistice. Art installments. Arții. Chestii care ar trebui să însemne ceva, nu știu exact. Sașa, eu nu sunt așa artist. Deși creez conținut pe YouTube. Da, dar nu artă. Vezi că ți-i bătaie de la artiști. Arta e artă, filmulețele astea de le faci tu e filmulețe. Uite, te întreb ce semnifică asta, habar n-ai. Lăsați. Asta este o minge. Și acum o să-mi zici că le-ai un creier cu picioare. Acolo e când te duce creierul departe. Te duce mintea departe, vezi?
Ajunge aici, în pula. Așa e când te duce mintea. Hai să mergem la plajă, las vrăjeala. Bine, mai departe. Ne-am și culturalizat. Acum să ne și relaxăm la plajă. Dacă ai nevoie de ajutor, poți să suni la SOS între 10 și 18. Dacă te neci după 18, nu mai e. Ești pe cont propriu. Aștept tu până mâine. Din câte înțeleg eu, zona asta a Croației este mai ieftină decât sudul ei. Că acolo sunt plaje mai renumite. Wow, cât de tare e! Deși vreau să zic că... Că e mișto plaja, nu știu. Nu, că pula e mai de buget, așa. Adică poți să economisești bani aici. Ce bici ești. Mai râde. Pula e de buget, da. Aia altă te bagă la cheltuială. Adică aia altă, adică Dubrovnik, Split, da, astea. Dubrovnik, Split și insule din Croația sunt mult mai scumpe, exact, decât zona asta în care ne aflăm. Aici e și mai drăguț ca în partea cealaltă. Și e foarte mare aici plaja. Mamă, apa este genială. Deci are o culoare absolut extraordinară. Parcă îmi vine să mă bag și să fac cu baie. Dacă aș fi finlandez, probabil asta ar fi caldă pentru mine. Eu finlandez care fac baie în apă înghețată de fiată când plec la muncă. Oricum, litoralul croat seamănă foarte, foarte, foarte mult cu Grecia. Dar doar litoralul, plaja și marea, pentru că localitățile, satele, orașele sunt altfel, au alt stil. Pula are un vibe italian, să știi. Te omor, nu mai mustății. Și de departe cel mai important obiectiv din acest oraș este ăsta, Amfiteatru Puli. Așa scrie pe Maps. Eu vă zic ce am văzut eu pe Maps. Și noi am parcat de părtișor. Hai să vedem. Pula este un oraș în cantonul Istria, Croația, iar ca fun fact a fost centrul administrativ al Istriei în Roma antică. Este plin de istorie și a fost de-a lungul timpului sub mai multe ocupații. În secolul 1 a fost o ocupație romană, dovadă că acest amfiteatru sau coloseum seamănă foarte mult cu ăla din Roma. După cum ați auzit, secolul 1 e o clădire foarte, foarte veche. Se întâmpla aici exact ceea ce se întâmpla și în tot Imperiul Roman, și anume lupte. Gladiatori care se luptau între ei, care se luptau cu lei, cu animale. După aia, pe la 1800 a devenit parte din Imperiul Austriac, apoi 1918 a devenit parte din Italia și lucrul ăsta se vede pe stradă. Încă se vorbește foarte multă italiană în zonă. Asta și pentru că este limba oficială aici, în zonă. După care, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, a devenit parte din Iugoslavia. Iar după ce s-a dezmembrat Iugoslavia, a devenit ceea ce este și astăzi parte din Croația. Teoretic am văzut niște oameni jos și se și poate intra în acest coloseum. Nu știu dacă vom intra, vedem dacă se poate, pentru că n-am avut prea mare noroc în a găsi locuri deschise. Excursia asta noastră și ați văzut foarte bine chestia asta. Amfiteatrul ăsta, dacă vedeți voi acolo că încă există o zonă care este delimitată și cu scaune, să zicem, este folosit vara în cadrul unui festival de film. Deci se pun filme aici pe un ecran mare, proiector, și se uită lumea la filme. Plus că e folosit la concerte. Atât costă intrarea, din păcate e până la 5 accesul și noi am ajuns după și asta e. Costă 70 de până la 16 înseamnă... trebuie să ajungi. Da. Înseamnă vreo 9 euro și ceva. Cam așa, cam aproape 10 euro. Dacă împărțiți la 7,5 vă dă euro. Deci peste tot prin oraș sunt astfel de semne. Peste tot, peste tot. Adică, teoretic, dacă e să ne luăm strict 100% după ce zic semnele alea, dacă ai autorlotă, n-ai unde să parchezi. Deci n-ai unde. Trebuie și să parchezi, nu știu, în Zagreb, nici măcar. E nașpa că, ok, nu ai voie să campezi, da? Evident. Dar unde, cu ce te miști? Că e vehiculul tău, autorlota. Pe de altă parte, în același timp, înțelegem oarecum semnele, pentru că am tot văzut exemple de oameni care încurcă
blochează 3-4 locuri. Trec aiurea pe stradă. Eventual își scot scaune, mese și atunci e normal. Am venit acum să vedem o chestie care se numește Zero Strase și care este un sistem de tuneluri folosite tot așa ca în Zagreb. Ca adăpost de război. Adăpost în caz de bombardament. Dar este închis. Doar că e închis. 40 de cuna este în mod normal. Bună seara, bună seara. Cineva să ne deschidă trăsioara? Interesant. Vă lăsăm în descriere vlogul din Zagreb să vedeți acolo tunelul de acolo care era deschis și era gratis. Probabil că și asta arată similar. Orașul e plin de astfel de construcții foarte vechi, ca rămășițe a ocupației romane. Și o să mergem acum să vedem cea mai importantă astfel de poartă, care era poarta de intrare în oraș. Ca și în Malta, unde se scria și în engleză și în malteză, și aici avem două limbi, croată și italiană. În sfârșit înțeleg. În sfârșit ne pregătește și pe noi de următoarea țară. E incredibil câte detalii are și cum încă stă în picioare, având în vedere că se presupune că a fost construită în anii de la între 25 și 30 înainte de Hristos. Ceva, dar nici nu știu câți ani sunt până acolo. Și uite aici, de exemplu, câte detalii. Ceana mai devreme și are foarte mare dreptate că orașul ăsta are atmosferă de insulă, fără să fie insulă. Nu știu, vouă cum vi se pare? E mișto să ai vibe-ul ăsta, pentru că ai avantajul de a fi conectat cu continentul, exact. Dar totuși atmosfera de insulă. Da. În Malta era mișto, în Malta e mișto, numai că ai așa... Că nu te-ai simțit blocată în Malta. Nu, dar în caz de ceva, nu știu, eu știu, anularea zborurilor. Vezi ce era să pățim în Tenerife. Dacă n-ați văzut vlogul din Tenerife, vă las să Bobby aici un link. Da, dar una era să era să mergem... rămânem acolo, blocați, o lună de zile. Una era să mergem cu barca înapoi în Italia, din Malta, una era să mergem cu barca din Tenerife. În deșert. 3 zile sau ceva. Da. Foarte multe străduțe astea înguste așa. Știi cu ce mai seamănă? Zi. Verona? Veneția. Veneția. Da, și Veneția. Și tot așa bate curentul printre clădirile astea ca în Malta. Bate, inima mea bate. Mă, tu câți pe gratis? Hei! Mergem acum la castel. Pe străduța asta cu scări multe. Ce tare, uite! Apă. Și aici e foc. Nu știu ce înseamnă asta. Da, sunt mișto pictograme. Și am ajuns la castel. Îți fac o poză cu tunul, Bobo? Trebuie să fac ție o poză cu tunul? Mai drăguț decât castelul este priveliștea, care este superbă, mai ales acum la apus. Pula e și un oraș destul de industrial, văd. Foarte multe macarale. Vreau să zic că m-a surprins foarte plăcut Pula. Credeam că știu, dar uite că nu. Uite că nu e ce mi-am imaginat. Nu mai bine vrei să zici că îți place orașul? Pa da. Asta exact să vă zic. Dar spune așa, nu-mi place? Nu. Că se poate. Păi ia și pune pe TikTok. E mișto de urcat aici, că poți să vezi și tot orașul, să te bucuri de priveliște. Exact. Și uite ce e acolo. Ca de obicei, încerc să-l aduc pe Bobiță la înălțime. La o mai mare înălțime decât înălțimea sa, Bobiță. Fără. Hai, fără. Hai pe aici. Vieni cu-a. Mamă, și ce dramatic se mișcă norii ăștia. Nu știu dacă se vede pe cameră. Aici ar merge un timelapse, Bobo. Sau asta faci? Tot alarmă la mașină. Trebuie să mergem. Trebuie să mergem, că e a doua oară când... Haide. Stai să-mi dacă nu putem să luăm pe aici undeva, că Coloseumul e acolo. Ia auzi. O auzi? Mașina? Fac. Am primit alarma pe telefon. Într-un bab. Și trebuie să mergem. Da, hai să mergem. E a doua, nu merge pe aici? Nu merge. Și e a doua alarmă. Dacă n-aveam alarmă, stăteam liniștiți. Da.
Mai bine să afli mai din timp decât când ajungi la mașină. Ce scară abrupt aici. Nici mie nu-mi încape piciorul. Da. Mi-e încape un pic călcâiu așa. Bam, bam. Cred că putem să o luăm pe aici, să ducem mai repede la mașină. Ce drăguț e pe aici. Mamă, și miroasă, știi ce așa miroasă? A gulaș. Nu știu dacă miroasă a gulaș, dar nici nu-mi dau seama ce miroasă. Ceva de mâncare. Bun. Ceva de mâncare, da. E cu o tocăniță, gulaș. O chestie de asta, da. Mamă, dar miroasă rău. Da? Bine. Cine știe cine o face pe aici gulaș? Totul e în regulă, n-avem amendă în ceam, n-avem nimic pe roată. Cred că trec mașinile prea aproape de aia s-ar putea. De mașină și de aia a declanșat senzorul ăla de pe ușa laterală. Da, că Benică dacă se dă jos, e doar la nivel de warning acolo în aplicații. Alarma nu pornește Benică aproape niciodată. Da, și n-a încercat nimeni ușa aia. Pot eu să verific dacă a încercat ușa aia laterală, n-a încercat nimeni ușa aia. Că n-a tras nimeni de ea. E totul în regulă, a fost doar un semnal. Nu, nu se miște. O alarmă falsă. O alarmă falsă. Mergem spre apică acum. Să prindem și noi apusul și poate băgăm și noi o cafea. Acum, serios vorbind, chiar ne-a surprins foarte, foarte plăcut orașul ăsta. Adică, sincer, am venit așa mai mult de Caterinca, că se cheamă Pula, dar chiar e foarte mișto și atmosfera asta de insulă e incredibilă. Aici vreau să mergem. Uite, e mai încolo. Aci Marina Pula. Aci Marina. Aci Marina. Uite, aci Marina Pula. Ca să vă traduc eu aici, dacă ești om mare așa ca mine, 150 de cuna, dacă ești om mic și pitic așa ca Ana, 75 de cuna. Era bine, era bine, Bobițe, dar din păcate tot asta plătesc și eu. Deci dacă eram amândoi mici și pitici, plăteam 150 amândoi. Aie, n-a fost să fie. De aici poți să iei vaporașe de-astea, să te duci să vezi ori delfin, o multitudine de excursii, printre care se poate merge cu vaporul până în Veneția. Plus că poți să te duci, uite, în insule. Croația are foarte multe insule. Acolo e Ana, scrie Ana. Ana Galeb Pula. Ce înseamnă Galeb? Ce verb e ăsta? Ce înseamnă verbul Galeb? Cine poate să ne spună? Dolphin and Sunset Tour. Sunset and Wine. Ah, da. Am dus în Hamburg. Da. Da, aici vreau să le aduc. De acolo. Ce drăguț. Da, numai că deci dacă faci ce am zis eu, un sistem Airbnb, îi trimis pe oameni la duș aici. Dacă vii ca un om normal vara, poți să bagi aici o cafeluță, o pizza, o pastă, o chestie cu priveliștea asta către marina. Da, las că-ți fac eu o cafeluță în dubă. Da. Uite, aici puteți vedea cât de frumos sunt luminate macaralele astea seara. Adică oraș industrial, dar au scos maxim din ce au de oferit. Stații de combustibil pentru bărcuțe. Exact. Tare. Mergeți noi să punem acolo, într-o zi, să punem diesel la bărcuță? Sau nu ne luăm barcă electrică. Cam asta e cu Pula. Sperăm că v-am arătat secretele acestui oraș cu nume amuzant. Eu m-am distrat. V-am zis și mai devreme, am venit aici doar pentru nume, nu știam nimic, dar știam că în viața asta vreau să ajung în orașul ăsta. Dar am descoperit eu pentru mine așa că este mult mai mișto să vii fără nicio așteptare, fără să știi nimic. Pentru că poți ori să fii surprins plăcut, ori să fii surprins neplăcut. Da. Dar de cele mai multe ori ești surprins plăcut. Deci Pula e frumoasă. Ce? N-avem cum să încheiem video-ul ăsta mai bine decât atât. Toată lumea în comentarii, Pula e frumoasă.